Haideți să privim creația grandioasă a lui Dumnezeu. De data aceasta, Austria, zona Caprun, și acolo este cel mai înalt vârf, Grosslochner, undeva în nori acolo. Munții Alpi, super falnici. Slavă Domnului pentru aceste frumuseți. Ia uitați ce a făcut Dumnezeu. Creația magnifică a lui Dumnezeu, care trebuie să, în fața căreia trebuie să îngenunchem și să-i mulțumim și să-i dăm slavă. Și același Dumnezeu care a creat universul și planeta s-a încarnat, s-a întrupat acum 2000 de ani și a murit pentru păcatele noastre. Așa că orice om care se pocăiește de păcate și crede în jertfa și învierea Domnului Iisus Hristos, este mântuit, are viața veșnică în rai. Asta este Evanghelia. Cea mai tare, cea mai puternică, cea mai incredibilă veste din univers. Mă bucur că aici am găsit ce am găsit. O troiță care ne amintește de ce vorbeam mai devreme, de jertfa și învierea Domnului Iisus Hristos.